La sfârșitul lunii martie, Ligia Argintaru a fost chemată de conducerea Direcției de Sănătate Publică Gorj pentru a fi dată încă o sarcină de serviciu pe care aceasta a refuzat-o pe motiv că nu poate să facă față volumului de muncă. Ea nu a primit dispoziție scrisă, ci doar verbală, însă refuzul a costat-o mult pe angajata direcției. După o altercație cu directorul economic al DSP Gorj, Carmen Dobrescu, Ligia Argintaru a suferit un accident vascular în timp ce se afla la serviciu. Doamna Dobrescu Carmen, într-un țipăt, dar extrem de acut, a zis că eu trebuie să preiau, că nu înțeleg, că eu trebuie să preiau această sarcină. M-am dus la urgență, am avut tensiune 16:9, de obicei am 8:30, 9:30 și am avut, mi s-a acordat primul ajutor în urgențe și după care am fost internată la secția neurologie, eu având accident ischemic tranzitoriu carotidian stâng. După acest incident, la nivelul direcției s-a alcătuit o comisie formată din 4 angajați și un expert extern care au demarat o anchetă în acest caz. Se pare că rezultatul anchetei a supărat din nou conducerea direcției, care a trecut la amenințarea cu intimidarea ai membrilor comisiei. Aceștia au sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Ei și-au făcut treaba în această comisie, dar se pare că au fost pe urmă chemați pentru intimidare, așa scriu, intimidare de către conducere, conducerea nefiind de acord cu rezultatul acestei anchete. I-au amenințat? Da, așa scriu, că i-am amenințat. Conducerea Direcției de Sănătate Publică e rezervată în a da detalii despre acest caz, susținând că ancheta este în curs de desfășurare și nu pot face publice anumite informații. A avut loc un schimb de replici mai apăsat, o altercație, cum a spus dumneavoastră, între doi angajați ai Direcției de Sănătate Publică. Este în cercetare, deci este o comisie stabilită în cadrul instituției noastre care analizează acest eveniment. Nu putem să ne antepronunțăm, cercetarea nu s-a încheiat. Deocamdată atât vă pot spune. Ancheta este în curs de desfășurare, iar specialiștii ITM susțin că cercetarea a fost îngreunată din cauza că la dosar nu au fost depuse toate documentele. Conform legislației, cercetarea în cazul unui asemenea eveniment trebuie să o facă firma respectivă, adică DSP în acest caz. Ei ne-au adus un dosar de cercetare, dosarul nu a fost complet și am cerut completarea acestui dosar. Din punctul de vedere al actelor și a modului de exprimare, nu ne-am legat de încadrarea evenimentului ca accident de muncă sau nu. Carmen Dobrescu, directorul economic direct implicat în evenimentul în urma căruia Ligia Argintaru a ajuns la spital, nu a vrut să vorbească despre acest caz.